Liberalii calcă pe cadavre pentru a câștiga alegerile parțiale din Obârșia de Câmp, alegeri ce vor avea loc duminică. Sute de vize de reședință au fost făcute în această perioadă, iar din informațiile primite pe surse, se pare că urmează lucruri și mai grave, sume importante de bani fiind puse în joc pentru câștigarea alegerilor. Tot mai multe informații prin care liberalii sunt acuzați de încercare de fraudare a alegerilor apar în spațiul public. Liberalii din Mehedin se cred în vestul sălbatic și decurg la toate mijloacele posibile pentru a încerca să schimbe votul de duminică în favoarea candidatului lor. Primul pas făcut de aceștia a fost acela de a aduce cetățeni din toate colțurile județului pentru a-și face viză de reședință. Directorul Serviciului de Evidență a Populației din Cujmir a confirmat faptul că un număr uriaș de persoane și-au mutat reședința în Obârșa. Pe surse am aflat că directorii și consilierii PNL au avut target câte 20 de persoane pentru a influența votul de duminică. S-au avut mai multe vize de flotan decât de obicei? Da, ca numeric, da. S-au făcut în perioada anilor de alegeri în toată țara se întâmplă. Așa e legea. Legea permite. Lucrurile încă nu se opresc aici, liberalii fiind disperați de faptul că vor pierde alegerile din Obârșa de Câmp. Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis un mesaj dur pe pagina lui de socializare, acuzându-i pe liberali de faptul că încearcă să cumpere voturile oamenilor. La cererea conducerii PNL Mehedinți, consilierii județeni și directorii de deconcentrate au cotizat cu suma de 2000 de lei fiecare pentru alegerile parțiale de duminică. Banii au fost strânși zilele trecute și au ajuns la candidatul PNL, care deja se ocupa de cumpărarea voturilor în satul Izimșa. A scris președintele PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. De asemenea, acesta a făcut un apel la organele abilitate să-și facă treaba și să verifice această speță. Considerăm și noi faptul că oamenii legii sunt de bună credință, imparțial și că își vor face treaba în spiritul și litera legii, chiar dacă, din informațiile noastre, Partidul Național Liberal pune mari presiuni și pe aceștia.